Salut, dragi prieteni! Suntem în 2018 la mulți ani, vine Crăciunul acum, ne pregătim de sărbători. Eu m-am apucat să tai lamure și țin să fac un filmuleț, că s-ar putea la primăvară să nu am timp de filmuleț, că o să fie nămol pe aici. Și dintre abonații care am, sunteți câțiva care vreți să vedeți ce tăiere fac anul ăsta. Chiar așa. În primul rând, ce mure avem aici? Tomfri au rodit odată. Anul ăsta care vine, 2019, o să rodească a doua oară. Astea sunt pregătite, sunt tăiate. 3 joarde maxim rămase la plantă. 2 am mai scos din ele. De data asta nu le mai lăsăm chiar așa cât vor ele, și lungi și foarte multe, că trebuie să luăm în calcul și murile de la anul și următoarele și tot așa. Nu o să lungesc prea mult, cu toate că imaginile astea vorbesc destul singure. O să încerc să vă arăt cum tai 2-3 tufe, una sau două, că merge greu treaba. Ia uitați, cam așa trebuie să arate o ramură. Care e raționamentul meu? Subliniez asta, raționamentul meu. E următorul. Avem aici o tăiere făcută în toamnă, prin octombrie, așa, la sfârșitul septembrie-octombrie, în care am scos coardele care au rodit anul ăsta să se degajeze rândul. Drept dovadă, uitați, au rezistat la zăpezile astea, fiind mai rare, dar în schimb au mai și crescut. Nu e o problemă. Dar ele, crescând, au ajuns să vorbească. Am aici doi căței care nu pot să mă supăr pe ei, orice ar fi, că ei au grijă de murile noastre. Ramura asta, cât e de groasă, uitați-o, a făcut aici în vârf 2 lăstari care au crescut până jos și e valabil pentru toate ramurile. În schimb, în vârf, ce se întâmplă? O ramură din asta, de lemn cu frumos așa, dacă e lăsat atât de lung la o jumătate de metru la un metru, nu ajunge să facă mure de la fiecare nod din asta. Undeva spre vârf, 2, 3, 4. Poate face chiar mai mulți, dar se împarte seva la toate murele aferente și ajunge să facă mure mici. În condițiile în care o scurtăm și lăsăm 3-4 noduri până aici, cu siguranță murele care vor crește din acești 2-3 ochi o să fie mari. Ia uitați, avem aici 4 coarde. O să scoatem una din ele. Obligatoriu. Aici avem una. Aici avem una, iar la fel. E de discutat la fiecare cum au evoluat, dar în principiu aici, uitați, sau asta s-a rupt, asta vară s-a sudat, dar și asta la fel, ăștia o să renunț la ele din start. Asta e un caz aparte, o singură tulpină și cu niște ramuri care au ajuns să facă, să se comporte ca o tulpină, dar majoritatea sunt ca ăștia pe aici. Asta m-am apucat să tai de ea și mi-a venit ideea. Andrei, hai să mă ajuți acum. Și vreau să vă arăt exact ce raționament am. Inclusiv aici de jos, pentru că am tăiat asta vară, s-a activat mugurile astea, dar nu e nicio problemă, ele au muguri inclusiv aici la coturi, vreo 2-3. Și chiar de eu acum, dacă tai de aici, rămâne ăsta, chiar dacă tai de aici, rămâne la cotor. E valabil pentru fiecare ciot. De aici, de undeva, pleacă lăstar de rod. Și dacă de aici pleacă 2, de aici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ăsta foarte scurt, 17. Eventual pleacă și de aici, dar să zicem doar pe ramuri, 20, 22, 24, 26, 28, 30, numai câte 2. Sunt 30 de lăstari care o să facă mure, ciorchini din aceea. Cu cât lăstarii ăștia sunt mai puțini, cu atât ea și distribuie energia și ajunge să facă altfel. Ajunge să facă de jos, de aici, niște lăstari care cresc mai mari decât ceilalți. Ajung la un metru, așa, să ramifică. Deci nu e nicio pierdere, nicio greșeală dacă tăiem mai scurt cioturile astea sau le tăiem mai scurtă tulpina. Dacă, să zicem, o tai mai scurtă, o să facă de jos 2-3 crengi din alea, de nu o să mai înțelegem ce soi sunt de mure. Hai, Andrei, vino. Să
tăiem din el, să vedem care e treaba. Deci ăsta, uitați, a făcut aici. Am lemn roșu frumos, fenul de aici. Am undeva de aici. Ia uite cât a crescut. Dar nu e o problemă. Aici e la fel. Încearcă să stai aici pe tot. Ăsta de aici, așa. Ce mai avem? Ramura asta. O scurtăm de aici, nu e o problemă. Asta foarte scurtă cu încăsărăm, asta foarte scurtă pe subțire. Eu nu pot să vin cu telefonul. Stai acolo. Asta la 2 e destul de groasă, asta pentru că e învăț tot așa la 3-4, a rămas ciotul. Asta e făcut. Ia să vedem aici. Se vede aici? Da. Ia vină mai aproape, te rog. Să vedeți ce s-a întâmplat aici. S-a rupt de la zăpadă. Eu o să renunț de aici la el. Ține. Țin cont că am scăpat de vârful ăsta care era programat pe rădăcină să fie alimentat cu sevă frumos. O să încerc să compensez cu ramurile celelalte. Să las ori mai multe ochiuri. Și anume. Până acum nicio problemă. Ăsta e mai gros. De aici, uitați, avea acesta două vei lăstari foarte lungi care au crescut. Ce mai am de aici, nu se vede. Și mai e creanga asta foarte groasă. Dacă o tai de aici, mă asigur că tulpina asta, asta e o tulpină care s-a uscat, dar acum nu pot să-mi dau seama dacă este dintre cele care au făcut mure anul ăsta și s-a uscat singură, că nu mai are nimic pe ea, sau dacă... Mai departe, tati, vin aici. Ia uitați, cam cum avem aici. Deci, aici, da? O dată. Acum, ce se întâmplă? E mai scurtă tulpina asta, sunt trei. Am posibilitatea să renunț la una. Asta o să fie aceea la care renunț. Pentru simplu, considerent că e un pic mai pricăjită decât celelalte. E mai scurtă, mai tăia și vârful ăsta, celelalte sunt foarte bine dezvoltate. Mai ține un pic, iubirea mea, 5 minute, te rog. Și le scoatem după de aici ca să vedem. Ăsta a scoțit de aici. Și uite ce frumos a plecat din lăstarul ăsta. Nici o problemă, am scăpat de el. Ăștia le scoatem mai repede de aici să vedem mai bine. Ăsta e ăla de sân care mâncăm la el. Ăsta scurt, că e deja cam jos. Așa. Aici. Și acum, asta e subțirică, 2 ochi ajunge. Asta e mai groasă, 3-4. Asta e iarăși groasă, 3-4. Asta e lucru. Cu siguranță rădește și asta la fel. Vreau să trec. Asta e subțire de ochi. A rămas tulpina asta. Verde scurt, verde 2 ochi, verde 2 ochi. Aici avem lemn mai roșu, un pic mai lung, spre vârf. Ce mai este? Verde 2 ochi. Asta e un pic mai roșu, lemnul. În timp mai mult, ăsta e cel mai puț. 3-4. Și avem iarăși două tulpini. Ia uita și eu aici. Cum i-a dat din ciotul ăsta care îl lăsați în el. O să scurtești pe ăsta, o să-i dea de aici cu siguranță. De aici n-a dat nimic, o să dea la primăvară. Asta o scoatem de tot. Din, de lângă un trunchi din ăsta tăiat, renunțat la el, garantat o să dea la primăvară 2-3 tulpini de astea care să ne asigure tufa de la anul. De aia e bine să mai scoți din tulpinile astea. Și asta repede. Ia uite ce frumoasă e asta, imediat fac. Fac. 2. Fac. 2. 2. Asta are multe. 2. 2. 3. Un pic mai mult, tot așa, 3, aici, un pic mai mult, 4, și aici la fel, un pic mai mult, 4, imediat, iubirea mea, 4, și a rămas una, asta, cu siguranță, o să facă, la ce mod, ia uitați, câte posibilități are, un singur lăstar, dacă ar crește de aici, 1, 2, uitați, ăștia sunt mugurașii,
care, din care garantat o să plece lăstar de mure. Ia uitați-l și aici. Asta. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. E foarte probabil din ăștia să plece cu putere un lăstar de flori. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Numai 15 ciorchini de mure dacă obținem de la tulpina asta, o să fie foarte bine. Ia uitați aici ce s-a întâmplat. Deci sunt 3 tulpini principale, cu siguranță o să renunțăm de tot la asta. Deci am rărit-o cu ocazia asta. Deci am renunțat la o tulpină din asta. Și începe iarăși. Ia uitați, mai avem aici o problemă. Nu o să las deschizătura asta. O să renunț de aici. Rămâne tulpina asta care cu siguranță o să facă mure puternice. Și o să încerc să... Dacă pe asta renunțăm la ea de tot, dar uite, încă nu o tăiam, m-am putea, dar nu așa scurtă. Deci o să las pe ăștia un pic mai lungi. Câte 4. Uite, lemn roșu. Asta o să preia din puterea rădăcinii, ca să... Că rădăcina asta acum o să aibă putere mai mare. Dacă pe aia o scurtăm de tot, pe aia o scurtarăm de tot. Ia uitați aici în vârf ce frumos. Ce să fac și eu cu două mâini. Și de aici, și de aici. Cam atâta. Mai vreau să vă arăt ce se întâmplă, sau poate vă întrebați de ce mă apuc să le taiam, dacă nu le face bine, până nu se termină memoria care o am disponibil acum. Ia uitați de ce tai eu murele iarna. Ce le-a făcut zăpada? Eu cred că e un element zăpada asta de luat în considerare atunci când ne gândim dacă să tăiem murele de toamna sau nu. Păi, le ia gerul sau nu le ia gerul? Mie nu mi l-a luat gerul, dar se pare că le ia zăpada. Așa că gerul nu le-a luat până acum, dar zăpada deja le-a luat. Și atunci prefer să le tai din timp, de cu iarna, de cu toamna, când am timp, decât să le las să mi le ia zăpada în felul ăsta. Astea, nefiind curățate, că au joardele care au rodit, să văd aici. Astea sunt murele alea cu inflorescența în plin, primul rod, nu știu cum. Le mai găsiți pe canal la mine cum a evoluat anul ăsta. Dar uitați ce o să am de furcă aici cu ele. Uitați ce tulpini au făcut. Cum groase tot trebuie, dar nefiind curățate au prins prea multă zăpadă pe ele și, bineînțeles, și urmacii mei sunt de lemn. Au troznit, au cedat. O să le curăț ca pe astea, foarte subțiri. Și sper să le îndrept la loc. Și sper să le uniformizez. La primăvară s-ar putea să nu am timp să vin să mai fac un filmuleț așa pe îndelete despre cum tai murele anul ăsta, că o să fie noroi, o să fie agitație mare. Astea trebuie scoase de aici, să le tocăm cu tocătorul ăla. Trebuie multe făcute. Stâlpii ăștia trebuie înlocuiți. Pe acolo nici nu vreau să mă gândesc. Și de pe acum, ca să împrească sărbătorile, m-am apucat să tai la ele. Ne mai vedem și ne auzim în anul care vine. Cu bine, sper. Dacă mai dă o zăpadă tot așa de mare, nu știu ce să mai tăiem pe aici, pe la ele, că deja ne încurcă. Ne încurcă mult. Sănătate!